În această seară de la ora 18:30 în Târgu Jiu se desfășoară o gală de K1. Federația Local Combat România și Federația Română de Arte Marțiale de Contact organizează în premieră primul titlu de kickboxing profesionist din țara noastră. Cei care sunt puși față în față în acest concurs sunt luptători din trupele Ministerului de Interne, a Jandarmeriei și Poliției Locale. În total se dispută 4 piramide, 2 la categoria plus 95 de kg, una de 95 de kg și o alta la 85 de kg. Printre cei care vor urca în ring se numără și veterani ai Local Combatului Mihai Țăgolescu și Marian Iordan. Cei care vor câștiga acest concurs vor ajunge la competiția națională ce va avea loc în aprilie la Timișoara.